Nața bună, băieți, bine ați venit la un nou episod astăzi cu One Tap România Roleplay sau pe One Tap România Roleplay. Bă, am zis să fac un video mai special, să vedeți ce fac eu într-o zi că sunt pe server. Bă, acum, până acum am avut niște probleme, să spun așa, cu casa, cu unalta, vă place ce casă ne-am cumpărat, e super. Hai să mergem noi până la locație. Trebuie să văd că nu mai știu pe unde locația aia. Ok. Cred că s-a schimbat și checkpoint-ul. Pe aici a fost pe undeva, nu? Pe aici, cred că. Sau? Na, în fine, oricum informațiile astea din videoclip nu sunt valabile. Deoarece, da, ok, sunt informații pe OC tot ziua. În fine, pentru cunoscătorii de 5M și de regulament. Azi am zis să mergem așa, verificăm zonele, mergem până la colaie de struguri, să vedem ce și cum. Mergem până la aia de marijuana. Că tot am zis că, a, că nu știu cum, că nu știu ce. Ia, am ce ajuns aici. E super, nu? Bă, stai că eu am trecut de asta. Așa pe noapte, că e vibe mai fain. Apropo, vă aștept și pe voi dacă vreți să veniți. Bă, eu văd că e destul de bună, destul de mare. Deci, totuși, bani investiți de patronul nostru, să spun așa, și de mine. Sunt foarte mulți. Ia, apropo, îi mulțumesc la toți colegii care au fost, care au muncit aici, care au făcut un lucru cât de cât bun, să zic așa. Ma, din păcate, ei nu mai fac parte din gruparea noastră, mulți dintre ei. Pe viitor o să vină un alt fel de... Hai, m-am băguit. Un alt fel de roleplay, să zic așa. Cred că aici e. O să începem o nouă serie pe viitor. Și da, dacă îți place să mă susții, atunci te invit călduros să apăși pe butonul ăla de like, subscribe dacă ești nou, desigur. Normal, casa asta e a lui pom care a avut grijă de plantația asta, să zic așa. Mergi până dincolo. Asta, apropo, filmăm singuri. Că da, e dimineață, e... Nu toată lumea e online, dar Armandu doarme la ora asta. Și am zis că da, hai, de ce să nu, să vă prezint, să vă mai arăt ce s-a mai făcut. Unde s-a mai umblat. Apropo, cu copilul Armandu, nu știu ce va fi pe viitor, o să-i facem un test că nu o să fie și copilul și taică său. Normal, trebuie să fie și taică său în oraș ca să putem să facem testul ăla, dacă e, să vedem dacă e copilul lui, știți? Mai acum să spunem că copilul nu ne-a păcălit, nu... Tot s-au trecut prin multe cu copilul ăla, nu? Adică, pana mea, pe cam multe. Să ne bate cu o altă organizație, să fie răpit, să plătim răscumpărarea. Răscumpărarea, n-ați văzut-o cum a fost. Prin multe chestii mai urâte. Și transportul ăla de arme, frate, transportul ăla de arme a fost foarte ciudat. Deci, da, nu mai zic nimic, oricum. Felicitări la... Vreau să ies acum un pic din vorbă, că oricum mai vorbim așa în mixing, adică am mixtecat tot. Stai să vedem, am ajuns bine sau ce pe aici? Da, aici e locația de marijuana. Ia, uitați. Bine, în roleplay, deci nu e pe în altă parte. Hai să mergem un pic mai repede. Și aici, băieții care au muncit, vreau să le zic mulțumesc dacă se uită la acest videoclip. Acolo
a stat bătrânul, bătrânii, scuze, nu doar unul. Da, frumos, oricum. Probabil locația asta o să o vindem la altcineva și cealaltă de vinuri, ca să ne putem scoate niște bani. Că pe viitor, cum am zis, vreau să încep într-o altă afacere, să se spun așa. Iar stați că am mai fost pe undeva, parcă. Deci aici da, aici da. Și pe unde am mai fost oare? Nu prea mai știu așa pe unde a fost, dar a fost pe undeva. Apropo, hai să mergem și noi până aici să vedem ce e. Nu e o locație random, e deja gândită și da. Mai vorbesc și cu voi, așa gen pe videoclip. Gen, da, băi, dacă nu aveți, facem. Vedeți că s-a dat gratuit pe Epic Games, apropo. GTA-ul, nu 5M. 5M e gratis. Mă scuzați dimineața și... E... Un pic cam... Da, nu prea m-am trezit eu... nu de mult timp. Și am zis că... Pare repede să mă apuc de un episod. Prin cala asta le mulțumesc la băieți. Tot ce... Cu tot ce m-au ajutat. La liderul meu. Care sunt în facțiunea lui. Și vreau să-i zic că mulțumesc că m-a acceptat și uite, deja de mult timp sunt aici. Nu vreau să ies, dacă stai și sau stați și vă gândiți că de ce am făcut videoclipul ăsta sau fac videoclipul ăsta. Hai să am ajuns și eu pe aici. Hai să vedem și noi așa cum se vede o prin fel, știi, să zic așa. Stai să pun unde să mă lupia pe aici. O priveliște așa mai frumoasă. Să nu pot să mă duc pe undeva mai jos. Hai că mă duc mai față. Da, de găsi o cale să mă duc mai jos. Ia, e pe aici. Na, cu mașina asta nu prea pot să faci așa ceva. Iar da, băieți care faceți, nu faceți, vă rog eu. Bă, hai o punem aici. Noi... E super, e o mașină de nota 10, puteați aici cine e liderul. Dacă vreți și mai sunt aplicații încă deschise, ne găsesc acum, ne găsiți pe Discord-ul de la OneTap, o să pun în descriere cu o aplicație. Dacă v-a plăcut ceea ce am făcut până acum, bă, arată super. De zona asta e blană, blană, dacă se poate vedea un pic așa, gen, știi? E superbă. Am zis că data viitoare. Auzi, Lupi. Am zis că data viitoare. Pe aici o să fie o nouă chestie de filmare pe viitor. Deci da, ce să vă mai zic. Băi, vă mulțumesc încă o dată. Eu sunt aici alături de mașina mafiei, să zic așa, organizației. V-am lăsat. O zi frumoasă. Am fost time happy și vă pup. Pa, pa.